E o mare încurajare pentru sufletul meu să constat că n-a murit interesul pentru Cuvântul lui Dumnezeu, ci a crescut foarte mult. Și o altă mare bucurie a sufletului meu este că el s-a mutat din clasa celor care se pregătesc să-și încheie călătoria pe pământ în clasa celor care chiar acum încep călătoria aceasta. Și este un câștig mare al Evangheliei, mă refer în rândul tinerilor. Iar în ce privește viața socială, s-a mutat în rândul oamenilor de știință. Chiar acum am o carte pe care o citesc și vă recomand și vouă, se numește There is a God, o veți găsi. Cartea scrie There is no God și pune în paranteză, noul taie și pune un ei, un a, este Dumnezeu. Și cartea este despre viața celebrului, notoriului ateist Anthony Flew, care a avut la baza vieții lui un principiu dumnezeesc venit prin Socrate. Dar nu e numai de la... Nu cred că este nimic, așa a spus Solomon, nu se poate să nu mai fi fost înainte de treaba aceasta. Ce este a mai fost? Și principiul vieții acestui notoriu ateist, care în anii 50 a dat tonul pentru cursul ateismului în lume, principiul vieții lui a fost acesta: mergi unde te conduce adevărul, indiferent ce înseamnă aceasta, chiar dacă într-o zi adevărul se întoarce chiar împotriva ta. Mergi unde te conduce adevărul, mergi până la capăt, până la ultimul, și el așa a făcut. A fost foarte deschis la suflet când la 15 ani s-a ridicat și a declarat că nu există Dumnezeu, ca acum să spună că adevărul l-a condus într-o situație care l-a îngenunchiat. A observat și în speță marile progrese care au fost realizate în știință, cum ar fi the fine tuning of the universe, cum să numim acesta, acordul fin al universului. Și este o frază în carte care spune, zice, când urmărești toate proporțiile acestea în univers, oxigen, radiații, căldură și așa mai departe, mecanică, atracție, chestii, când vezi toate acestea, ești ispitit să tragi concluzia că universul cumva știa că venim noi și a creat toate aceste condiții. Vreau să recomand principiul acesta tuturor. Urmărește și urmează adevărul, indiferent unde te conduce, chiar dacă mâine va trebui să dărâmi ceea ce ai zidit cu convingere într-o altă situație. Dragii mei, aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, despre care vreau să spun înainte trei cuvinte. Scriptura este cartea ofertei, numărul 1. Al doilea este cartea prevenirii și al treilea este cartea restaurării. Aceste trei mari principii le-am observat pe parcursul celor peste 50 de ani de când trăiesc și lucrez cu cartea. Aceste trei mari principii, oferta, prevenirea și restaurarea, le vom urmări acum în aplicarea sau aplicația lor practică în viața noastră. Care este elementul acela care aruncă o umbră asupra vieții? Timpul. Îmbrățișez nepoții, cum fac eu, am cinci, nu știu la care să sar mai întâi, dar știi că vine o zi în care va trebui să închizi ochii și să spui la revedere, dacă mai apuci. Timpul, vreau să spun, este acela care aruncă o umbră asupra vieții. Îți întemezi o familie și vezi în persoana iubită urma patrilor bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dăruit această familie. Dar știi că într-o zi vei spune goodbye. Timpul, cu alte cuvinte, aruncă acest con de umbră. Aceasta se întâmplă însă doar în afara cadrului pe care l-a creat Dumnezeu pentru viață. Și anume faptul că, așa cum scrie în cartea Eclesiast, capitolul 3, Dumnezeu ne-a făcut pe noi și ne-a așezat într-o situație care ignoră sau sfidează acest con de umbră al timpului. Tinerețea e trecătoare, sănătatea e trecătoare, tot ce e bun și frumos pe pământ e trecător și durează 3 zile, cum zicem noi, și așa mai departe. Dar nu aici, ia să ascultăm acest lucru care vorbește despre viața fără timp.
orice lucru, Eclesiast 3:11. Orice lucru, el îl face frumos. Cum, Doamne? Adică orice lucru, păi da, ăsta este atât de urât și de groaznic și din aceasta poți să faci ceva frumos. Când mă uit în viața mea înapoi, cum îmi spunea un tânăr, zice, eu am păcătuit de 70 de ori câte 7 împotriva lui Dumnezeu. Așa că nu mai pot să mai stau în fața lui Dumnezeu. Am păcătuit de 70 de ori câte 7. Iubiții mei, aș dori să citim acest text. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Pasajul acesta cuprinde răspunsul la conul de umbră pe care îl aruncă timpul, scurtimea vieții, asupra vieții în general. Ideea că se va sfârși, ideea că durează un oarecare timp. Aici scrie așa: Dumnezeu a așezat în inima noastră gândul veșniciei, așa că noi nu trăim cu sfârșitul timpului în minte. Nu oftăm că o să vină o zi când spunem la revedere, plecăm. Noi trăim cu gândul acesta așezat de Dumnezeu, viață fără timp. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat lumina aceasta pe care n-a putut-o da nimeni în nicio altă împrejurare. Ea este dăruită nouă. Acum, venind la tema noastră de astăzi, în mod direct, aș dori să discutăm despre aceste trei stagii în care se manifestă viața noastră sau în care ne exercităm dorințele, idealurile, planurile și așa mai departe. În primul rând este atracția. Vine în minte ceva sau cineva care exercită atracție pentru noi. Lucrul acesta nu duce departe. El poate să rămână doar atât. Dar urmează pasul 2, se naște dorința. După ce s-a născut dorința, pasul 3, urmează fapta. Bună sau rea. În contextul acesta, o să învățăm o mică taină noi. Este explicația faptului că am căzut și am recăzut. Și recidivă, poate după recidivă, sau așa cum vă spuneam despre persoana care mi-a spus, zice, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu de 70 de ori câte 7. Nu zic, asta e cu iertarea. Nu, eu spun că în dreptul meu este cu păcatul. Și l-am invitat să se înscrie pe pagina bisericii noastre, unde am început de vinerea trecută ceea ce se numește școala prieteniei cu Dumnezeu. Și am spus, oricine se poate înscrie, putem să comunicăm, o să emitem o mică diplomă la sfârșitul cursului acestuia. Dar i-am spus, ceea ce ai tu trebuință nu este să numeri de câte ori ai păcătuit, de 70 ori câte 7, ci să cunoști că Dumnezeu este prietenul tău. Dacă ajungi la cunoștința aceasta, ai să vezi viața în altă culoare și inclusiv viața de credință. În mai mulți autori întâlnim ideea aceasta care ne dă răspunsul de ce recidiva răului în viață. Până la urmă, de ce răul? Înainte să discutăm de recidivă, cum spune cartea Proverbelor, cum de-am putut fi atât de nebun? Cum de-am putut face o astfel de alegere? Cum de n-am văzut valoarea perspectivei sau posibilității noastre? Toate acestea sunt întâlnite la diversi autori. Aș menționa pe cineva de al nostru, pe Iorga. Și Iorga spune, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. El se va păzi din nou să nu cadă, dar va aluneca din nou, pentru că el nu acordă atenție de adevăratei surse a căderii lui, adevăratului motiv al căderii. Motivul căderii este alunecarea sau împiedicarea. El nu ține seama de aceasta, ci de ultima etapă. Noi plătim un preț, de obicei, pentru ceea ce am făcut. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, prețul acesta putea fi prevenit dacă am fi luat seama și am fi înțeles că dorința noastră costă.
Și prețul acesta ar fi putut fi prețuit dacă ne-am fi dat seama că dorința noastră are valoare, când mă refer la dorința cea bună. Pentru că dorința negativă sau cea rea costă, cere o valoare de la tine, e un preț de plătit, iar dorința cea bună are o valoare, este o valoare în sine, oferă valoare sufletului nostru. Păcatul, așa cum este al familiei umane, începutul păcatului familiei umane, este legat tocmai de punctul acesta în Genesa 3:6. Sunt acești trei pași menționați. 1. A văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, atracția. 2. A văzut că pomul era de dorit, a apărut dorința. 3. A urmat acțiunea. Acești trei pași îi întâlnim peste tot. Ei au aceeași manifestare. Iacov, apostolul, marchează bine acești trei pași. Fiecare este ispitit când, numărul 1, este atras de pofta lui însuși. Asta e primul pas. Atras. 2. Este momit, momeală, dorința. 3. Nașterea răului, care aduce cu sine moartea. Acești trei pași sunt peste tot menționați. Psalmul 1 și primul verset din psalm, imaginați-vă că nu întâmplător acest lucru este pus ca fiind de cea mai mare însemnătate de către David. Psalmul 1, începând de la versetul 1, acești trei pași. Ferice de omul care nu se duce, este pasul 1, nu se lasă atras. 2. Nu se oprește, nu se naște dorința în el. 3. Nu se așează, adică nu trece la acțiune. Aceleași trei lucruri au fost puse de la început, de la origine. Aceiași trei pași au fost puși de la origine de însuși Dumnezeu. Și recomand tuturor, în căutarea unui răspuns, să începem și să sfârșim cu răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu acestei probleme, fără să ignorăm cultura, istorie, experiența de viață, natura și așa mai departe, filozofia și înțelegerea lucrurilor. Nu le ignorăm acestea, dar unitatea de măsură este ce a spus Dumnezeu despre acest lucru. Cu aceasta măsurăm pe celelalte care vor fi mai apropiate sau mai depărtate de adevăr. Acesta e răspunsul lui Dumnezeu cu privire la acești trei pași. El vorbește cu Cain și îi spune așa. Fii atent, pasul 1. Păcatul pândește la ușă. Genesa 4:7. Pasul 1. Păcatul pândește la ușă. Atrage, încearcă să intre. 2. Dorința lui se ține după tine. El nu dorește doar să pândească la ușă și să doarmă acolo cum doarme un cățel. El dorește din toată inima să creeze în tine dorință, fiindcă știe că după această dorință urmează acțiunea. Dorința lui se ține după tine, insistă, te urmărește, stai calea, apare a doua oară, a noua oară în fața ta și de multe ori omul este atât de orbit încât ajunge să creadă că este providență. Faptul că ne întâlnim a doua, a treia oară, cum scrieam proverbe, Domnul mi te-a scos în cale, zice, tocmai veneam de la biserică. Și pasul 3, cel mai însemnat posibil, este legat de posibilitatea pe care o avem noi vis-a-vis de lucrul acesta, tu să-l stăpânești. Pasul 1, el pândește, pasul 2, vrea să dorești, dorința te ține după tine, pasul 3, tu să-l stăpânești. Când Dumnezeu ne spune o vorbă, împreună cu vorba aceea, el descarcă și puterea necesară. Totdeauna va fi așa. Ați observat că în fața scuzelor sau scârțielilor prorocilor care au fost chemați, nu, sunt prea mic, sunt copil, sunt așa, nu știu să vorbesc, zicea Moise, am uitat egipteana și fel de fel de pretexte, de felul ăsta, cam cum spunem noi când suntem chemați să facem un lucru bun și nu vrem sau aducem un fel de explicație. În fața acestor scârții, el, cum am spus, ale prorocilor lui Dumnezeu și scârțele ale noastre, răspunsul lui Dumnezeu nu este legat de chemarea ta, uite la ce ești chemat, vorbești împăraților sau colegilor de serviciu sau așa, ci este legat de cu totul altceva. Răspunsul lui Dumnezeu este acesta. Cine te trimite pe tine să faci, pe tine să faci lucrul ăsta? 2. Cine ți-a cerut lucrul ăsta? Eu, tu, Doamne. Din clipa în care Dumnezeu a cerut lucrul ăsta, înseamnă că toate elementele acestei chemări au fost luate în considerație de către Dumnezeu.
El le-a urmărit, el le-a pregătit totuși și chiar vineri seara trecută am învățat împreună cu tinerii noștri un nume al lui Dumnezeu pe care nu l-am auzit în predică, dar mie mi-a săltat inima de bucurie, vorba lui Creangă, în momentul când am înțeles cuvântul acesta, așa nume, Dumnezeu care merge înaintea ta. Avem Jehova Ire, Dumnezeu care procură, care este cu Emanuel, Dumnezeu cu noi, dar acest nume este atât de plin de încurajare, Dumnezeu care merge înaintea ta. Este repetat frecvent în Deuteronom și pretutindeni. Dragii mei, în acest context, suntem invitați la un fel de tranzacție. Și tranzacția aceasta aș vrea să o înțelegem, să înțelegem bine natura. Ați putea chiar să notați, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără. Noi zicem, am vândut sau am cumpărat. Nu, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă. Facem un schimb. Ce ai dat pe mașina asta? Cât ai dat pe ea? Am dat atâția bani, să zicem. Nu, nu ai dat atâția bani. Banii aceia nu înseamnă nimic. Ei sunt doar un simbol. Ai dat atâtea ore de muncă, ai dat această valoare, ai schimbat o valoare cu altă valoare. Și sunt câteva lucruri de luat în considerare. Dacă nu înțelegi valoarea lucrului pe care îl dai în schimb, riști să vinzi casa așa cum a vândut-o prietenul meu și a doua zi aceeași casă a lui a fost vândută cu un preț de 3 ori mai mare. El n-a știut niciodată valoarea casei lui. A fost un șoc pentru el, s-a îmbolnăvit, a suferit foarte mult. Nu a știut valoarea. Există riscul acesta. Așadar, în tranzacția aceasta și în schimbul acesta pe care îl facem cu viața, este foarte important să înțelegem valoarea lucrurilor. Trebuie să înțeleg valoarea lucrurilor pe care îl ofer și valoarea lucrurilor pe care îl primesc. Dacă nu înțeleg lucrul ăsta, o să iau ceva, un lucru de nimic, o spoială, o hârtie creponată și să cred că este altceva. Indienii, aici nativii, primeau oglinzi de la spanioli, de la conquistadori, le puneau oglinda noi cu soarele și dădeau pietre prețioase uriașe sau bucăți de aur sau au strâns galioane, corăbii pline cu aur pe baza acestor cioburi de oglindă cu care au operat ei. Deci este extrem de important să înțelegem valoarea, adevărata valoare. De unde iau? Din vreun catalog iau valoarea asta? Nu, doar din ochii lui Dumnezeu. El este singurul în prezența căruia tu ai acces la adevăr asupra valorii lucrului pe care vrei să-l ai și valorii lucrului pe care îl dai în schimb, doar în prezența lui Dumnezeu. Cred că am înțeles lucrul acesta foarte bine. Și dacă refuzăm acest dialog cu Dumnezeu asupra valorilor pe care le schimbăm în viață, dacă refuzăm acest dialog, riscăm să luăm un pachet, viața vine la pachet, riscăm să luăm un pachet care conține ceea ce n-am fi fost dispuși să luăm dacă am fi înțeles valoarea. Să mergem la acest clasic exemplu. Samson vede fata aceea, îl atrage, o dorește și trece la acțiune. Îmi place, spune el. Bine, vine cineva și îl întreabă așa. Duhul Sfânt îl întreabă, ce-ți place? Fata aceea. Bun. E firesc, pământesc lucrul acesta. Da, bun. Știi cu ce vine la pachet fata aceea? Nu, no, eu nu văd nimic, nu vreau să știu nimic, nu vreau să vorbesc nimic. Pe mine mă interesează un singur lucru. Păi acel singur lucru vine în acest pachet. În acel pachet se găsește întunericul pe viață pentru tine. Îți vor sparge ochii. În același pachet se găsesc lanțurile cu care te vor lega. În același pachet se găsește un set de forme de bazrocuri. Vei juca în fața lor ca un orangutan, ca un animal, te vor lega. În pachetul cu fata aceea frumoasă. Este în pachetul ăsta. Întrebare, îți mai trebuie pachetul acesta? Vrei să-l iei, pentru că niciodată n-ai să poți să iei doar un singur lucru din pachetul acesta și restul să ignori. Nu, un om când seamănă, seceră.
și ce seamănă seceră și cât seamănă. De aceea are în extremă importanță acest timp în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să văd nu ce apare a fi un anume lucru, ci ce este. Și nu ce este în ochii mei sau ai culturii mele sau ai societății, ai vremii mele, ci ce este în ochii tăi. Ajută-mă să văd și să înțeleg lucrul acesta. Ce valorează el în ochii mei? De ce am menționat gândul veșniciei? Noi nu suntem niște ființe în trecere, nu suntem niște vapori care vin și pleacă, ci noi purtăm în sufletul nostru gândul veșniciei. Când așezăm pe masă în tranzacția aceasta, valoarea pe care suntem dispuși sau ni se cere prețul acesta să-l plătim, trebuie să avem în vedere acest lucru. Fiindcă s-ar putea cineva să ofere până la urmă tot pământul, de toate, cum i-a oferit Domnul Iisus Hristos. A lăsat să treacă prin fața ochilor lui împărățirea lumii cu strălucirea dumnealor, restul le-a ascuns care era din pachet, dar a lăsat strălucirea să se vadă. Și întreabă Domnul nostru Iisus Hristos ceea ce a aplicat întâi la viața lui. Întreabă așa. Să presupunem că ai cumpărat pământul cu tot ce este pe el. Cu ce preț? Să zicem, cu prețul sufletului. Bun. Întrebarea Domnului Iisus Hristos. Ce ar folosi unui om să câștige tot pământul dacă a plătit prețul ăsta? Adică prețul sufletului lui. Cine se va bucura de așa ceva? Cui va folosi faptul că ai câștigat pământul? Sper că înțelegem ideea aceasta a tranzacției vieții, care nu este a cumpăra sau a vinde, ci este a schimba. Probabil că va fi un pic surprinzător ce am de gând să spun, dar e o surpriză plăcută. Nu știu câți dintre noi ați știut, eu am aflat dintr-o carte a lui Jonathan Cahn, am terminat-o zile trecute, o carte mare, se numește The Book of Mysteries, Cartea Tainelor. El este evreu pur, devenit creștin și cu înțelegerea lui evrească, deci rămâuluit ce sensuri ale cuvintelor și ale scripturilor pot fi primite prin înțelepciunea și credincioșia unui om ca el. Și el spune, știați că nu există verbul a avea în ebraică? Nu există verbul a avea. Cu te-ai știut treaba asta? N-ai știut că nu există verbul a avea. Nu. Bine, dar Biblia e plină cu avem, are. Nu, acestea sunt traduceri. Verbul a avea în limba originală în care a fost scrisă Biblia nu există ca atare. Există verbul a încredința, adică ți încredințează ceva, a ți împrumuta, a ți da ceva pentru o vreme, dar nu există verbul a poseda sau a avea ceva. Acest verb nu există. Tot ce vedem noi în Biblie și este largă paleta, sunt traduceri. De aceea e momentul să ne întrebăm ce valoare trebuie dată unui lucru care se găsește de fapt în trecere. Demonstrația clară a faptului că nu avem nimic este faptul că nu luăm nimic în momentul în care plecăm. Noi nu putem să luăm decât ce avem și ce avem este nimic. Deci noi nu luăm absolut nimic cu noi. Există un singur, absolut un singur lucru despre care se poate spune pe baza de asemenea a răspunsului pe care îl dă Dumnezeu. Există un singur lucru sub ceruri care poate fi pus sub acest verb a avea. Și anume este lucrul acela despre care a vorbit Mântuitorul în dreptul Mariei, în dialogul lui cu Marta. Și el a spus Martei așa, uite, Maria și-a ales acea parte care nu i se poate lua, nu i se va lua. Nu există a avea, toate sunt în trecere, dar există ceva care nu se poate lua. Și când am mers pe firul acesta al cuvântului lui Dumnezeu, am rămas uimit să constat că, de fapt, era vorba de însăși persoana sau, nu vreau să folosesc cuvântul, însăși realitatea prezenței lui Dumnezeu. În mai multe locuri, în Numeri și în Genesa și peste tot, Domnul spune, eu sunt averea ta, eu sunt moștenirea ta. Cu toate că ne spune acest lucru, cu toate că Iisus le-a spus de atâta timp sunt cu voi și nu ne-am cunoscut,
Cu toate acestea, ne vom întoarce aproape firesc la aceeași expresie ca întotdeauna, de la a avea pe cineva la a avea ceva. Aceasta o găsim cu zâmbet în Genesa 15:1, când însuși Dumnezeu îi spune lui Avram: eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și în versetul 2 Avram spune: bine, bine, dar Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Păi, dar nu ți-am spus acum ce? Eu sunt răsplata, dar ce îmi dai? Ce trebuie dincolo de lucrul acesta? Aș vrea să încheiem scurta noastră meditație și după care să intrăm în dialog cu o definiție a vieții. Ați văzut și ați auzit în multe locuri, asta e viața, zice cineva, și asta e viața. Și de fapt, când se uită unul mai de aproape, era moartea, nu era viața, dar apărea că asta e viața. Da. Ce înseamnă a trăi? Ce înseamnă viață? A exista nu înseamnă a viețui. Nu. Viața este cu totul altceva, cu totul diferit de a exista. Un lucru sau o persoană se poate spune despre persoană că există, dar nu se poate spune că trăiește. În ce sens? Iată răspunsul. Cine, 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viața. Aceea este viața. Viața înseamnă a avea pe Fiul și a fi al Lui. A avea pe Dumnezeu și a fi al Lui. Ați observat ce a spus Pavel în noaptea aceea naufragiului grozav? Dumnezeu al căruia sunt eu. Aceasta a fost definiția vieții lui. Și aici, în 1 Ioan 5:12, spune viața este următoarea. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. E o definiție simplă, dar avem tendința să fugim la orizont de definiția aceasta. Pentru că suntem ocupați, avem tot felul de planuri și trăim într-o lume care în dreapta, în stânga, spune uite, asta e viața. Nu, uite, asta e viața. Uite, asta e viața. Este un singur adevăr în mijlocul acestor mii de glasuri, cum spunea Făitu Burtescu. Mii de glas, mii de drumuri care încotro se duc dintre toate cei cărare se apuc. Și în 1 Timotei 6:19 ni se spune că există ceva care e adevărata viață. Sau, așa cum spunea Mântuitorul, vei fi liber cu adevărat și există un fals, un fake news, cum e mai modern acum, cu privire la viață. Pentru 1 Timotei 6:19, să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Acesta este, acesta este obiectivul vieții noastre. Iubiții mei, încredințez gândirii, simțirii și trăirii voastre acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a fost dat astăzi și care este o mică introducere cu privire la cele care vor urma. Mă rog Domnului, am această tainică speranță, suflet întotdeauna, că de aici Dumnezeu ne va ajuta și vă va ajuta pe voi, în special vă scriu tinerilor că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne, voi aveți memoria bună și așa mai departe, știți voi ce scrie acolo. Sunt atât de bucuros că voi o să duceți mai departe în plinătate lucrul acesta la o înțelegere mai adâncă și veți face din el și mărturia vieții voastre. Adică veți spune așa: Domne, stau martor cu viața mea că acest cuvânt este adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Pastor Nicu Butoi, înainte de deschiderea sesiunii acestea de întrebări, am să vă rog să înălțați o rugăciune pentru noi toți cei care am ascultat cuvântul acesta. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru lumina pe care ai aprins-o în sufletul nostru, pentru lumina lumii. Și îți mulțumim, Doamne, că nu ne-ai lăsat să cădem sub înclinația sufletului nostru de a întoarce spatele luminii acesteia și de a ne întoarce în întunericul lumii noastre. Îți mulțumim din suflet. Îți mulțumim. Te rugăm, Doamne, pentru tinerii noștri iubiți, pentru oricine ascultă acest cuvânt, să ne ajuți întotdeauna să supunem voinței lui Dumnezeu dorința noastră.
Să ne ajuți, Doamne, să înțelegem prețul dorinței noastre în lumina prezenței tale. Să fii, Doamne, prezent totdeauna la masa tranzacțiilor noastre când vom schimba valori pentru valori. Să ne ajuți să înțelegem aceste lucruri. Și dincolo de orice, și deasupra, și mai important, și pentru totdeauna însemnat, să ne ajuți, Doamne, să ținem seama de cuvântul Tău, Amin. Care ne spune prin făgăduință, urechile Tale vor auzi după Tine glasul care va spune, iată drumul, mergi pe el. Amin. Să ne ajuți să mergem. Amin. Aici este în evidență importanța expresiei gândul veșniciei. Este o carte frumoasă scrisă, se numește Eternity in Their Hearts. Este un studiu care a fost făcut pe triburi, pe culturi, pe istorie, pe epoci, în care și gândul eternității în inimă a fost găsit pretutindeni. Deci e legat de ființa umană lucrul acesta. Dacă avem acest gând al veșniciei în mintea noastră, pus de Dumnezeu, atunci o să privim lucrurile vieții acesteia în lumina acestui concept. Dacă trăim viața aceasta firească, pământească sau, cum spune Iacob, drăcească la un moment dat, vom trăi sub spaima și sub limita acestui timp și vom face din lucruri perisabile lucruri permanente, valori permanente, valori totale. Vom ajunge să fim gata să schimbăm, să dăm lucrul acesta, gândul veșniciei sau acesta e cel mai înalt lucru care se poate spune despre o ființă umană, să-l dăm în schimb unor lucruri de nimic. O să reîntâlnim ideea aceasta în târgul lui Esau, în penultima noastră prezentare. Deci, dragii mei, este de o importanță totală, să știți, nu este o școală ușoară aceasta ca să porți gândul veșniciei cu tine, oriunde te duci, să știi că vorba pe care o spui, noi vorbim acum, dar nu este la colțul străzii până vine tramvaiul. Ne dăm seama că lucrul acesta impactează ființa, sufletul nostru. Am un prieten la Londra, pe Licuță Peciorani, și el mereu spune, băi, Niculiță, fii atent ce cuvinte spui, bă, că lumea schimbă viața, bă, după cuvintele astea. Fii atent ce vorbești acolo. Și în momentul în care umblăm în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt de onoare al lui Dumnezeu, a pus gândul veșniciei în sufletul nostru, atunci vom munci, vom lucra, vom produce mult, frumos, bine, cât va îngădui ființa noastră după darul și puterea fiecăruia dintre noi, fără a face din acestea valori veșnice, ci având conștiința tranzitoriului. Eu sunt în trecere și lucrurile acestea trec pe la mine. Nu le am, ci mi-au fost încredințate pentru o vreme. Trebuie să am acest lucru în minte. Foarte frumoasă întrebarea. Am dialog întâi la noi acasă cu privire la diferite teme și în urma unui astfel de dialog, cineva din casa noastră, una dintre fiice, îmi spune, zice, nu, ideea asta cu care ai spus-o tu, cumpărătorul delinvent, am ținut la Târgu Mureș o serie pe tema aceasta, asta nu poate să stea în picioare, depinde de cultură, depinde de epocă, depinde de mediu, depinde de circumstanță și așa mai departe. Și atunci am zis, fată dragă, hai să facem un experiment, hai să luăm un litru de țuică, dar să luăm din uaș, să zicem că acolo ăștia o rafinează de două ori, horincă sau pălincă, nu știu cum îi zice. N-am băut, dar am văzut niște soldați care au căzut peste cap dintr-un pic de băutură din asta. Zic, hai să luăm o băutură din asta alcoolică extrem de puternic și să o dăm unui nordic, unui african, unui sud-american, să o dăm unuia din nebul mediu, să o dăm la toți ăștia și după ce bea să ne uităm la efectul care l-a avut asupra în funcție de epocă, de cultură, de așa mai departe. A izbucnit în râs pentru că și-a dat seama că toți se vor îmbăta, toți vor cădea la pământ și răspunsul la întrebarea ta, Doru, este că natura umană este aceeași întotdeauna și răspunde stimulilor și efectelor și impactului pe care îl au diversele elemente asupra lor, răspunde în același fel. El este legat, deci, de natura noastră de oameni. Există variații la nivel de fizic, unul mai rezistent, unul mai puțin rezistent, dar în ce privește
efectul asupra sufletului nostru nu este nicio diferență. Dimpotrivă, un împărat beat suferă mult mai greu decât un țăran de la plug care s-a îmbătat, pentru că el s-a îmbătat în fața lumii întregi. Adică are un impact mult mai greu, vreau să spun, și aceasta se aplică nouă celor care suntem numiți o preoție împărătească a lui Dumnezeu. Suntem trimiși pe pământ ca vestitori, ambasadorii bunătății și frumuseții lui Dumnezeu. Așadar, poate să fie epocă modernă, postmodernă, impactul binelui, răului, frumosului, adevărului, neadevărului, impactul acesta rămâne constant asupra ființei umane. Este o mică variantă. Este un test pe care l-a prezentat Mântuitorul nostru, și anume acela al efectului sau al roadelor. Și el a spus așa: după roade vei cunoaște. E posibil să fiu într-o cultură vestică, să mă fi născut așa, sau în India, sau în China, sau... Dar legea aceasta se aplică oriunde, având accentul în relația dintre ce fac sau refuz să fac și impactul pe care are asupra vieții mele și asupra mediului care mă înconjoară. În funcție de acest impact, calific ceva ca fiind bun sau ca fiind rău, ca fiind o valoare sau o non-valoare. Este atât de important punctul acesta, îl voi sublinia mai frecvent, asupra valorii și non-valorii, la care avem acces în prezența lui Dumnezeu. Nu există, de cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Nu există cineva care să vină în prezența lui Dumnezeu: Doamne, am de gând să fac o tare, să fac pasul ăsta. Ce mă înveți? Ce îmi spui despre treaba aceasta? Și atunci bunul Dumnezeu ne va lumina mintea și suflet. Ați văzut magii când au venit la Ierusalim și au dat cuvântul că se întorc înapoi să-i spună unde este pruncul. A vrut să-i facă informatori Irod. Ei nici nu știau că îi înscrisese la securitate, sărace. Și când s-a terminat, când a văzut pruncul, ei nu se mai întorc pe același drum din cauza că Dumnezeu le-a spus: nu, schimbă direcția. Doamne, dar ne călcăm cuvântul, cum adică am apucat, am promis acolo, am scris angajament, am spus despre ce este vorba și Domnul spune, zice, nu. Omul acela nu vrea să vadă pruncul să se închine lui, ci are altă agendă omul acela. Sunteți liberi să o luați pe un alt drum, bazat pe faptul că agenda omului aceluia nu este cea pe care v-a spus-o vouă, ci cea pe care nu v-a spus-o vouă, dar pe care o știe Dumnezeu. Observați cât de important este, cât de importantă este umblarea cu Dumnezeu în înțelegerea acestor valori ale vieții. Este capital. Nu este o școală simplă, vă spun din nou. Firea noastră nu are tendința asta, înclinația asta naturală, nu. L-ascultam aseară, am fost la o mormântare ieri dimineața în statul Tennessee și întorcându-mă pe drum către casă, îl ascultam pe Nicolae Steinhardt și el spune, zice, este tot atât de diferită natura noastră împotriva lui Dumnezeu, cum este diferența dintre un lup și o oaie. Deci noi avem în fire ostilitate împotriva lui Dumnezeu. Nu niciodată pe baza firii noastre notă fim, vai ce frumos, mă simt atras de firea pământească. Nu, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu și el va lucra pentru omul care în adevăr vrea să cunoască de la Dumnezeu, să privească lucrurile prin ochii lui, prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Continuăm seria de întrebări. Ne întreabă Clara, care poruncă este mai importantă pentru vremurile din urmă? Cred că face referire la vreuna din Decalog. Da. Cea mai importantă este cea pe care a spus-o Mântuitorul nostru. Nu trebuie să luăm răspunsul decât de la el, în primul rând de la el. Dați-mi voi să fac o mică divagație aici. Când a venit Mântuitorul nostru, el a fost confirmat prin profeți. Și după ce a înviat din morți, profeții sunt confirmați prin el acum. El este unitatea de măsură. Și la fel este aici. Luăm răspunsul deci de la el. El a spus așa: cea mai însemnată poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. A doua, asemenea ei în însemnătate, este, deci este efectul, să iubești pe aproapele tău. Aceasta este cea mai importantă poruncă, nu doar de pe aici de pe pământ,
Și de oriunde lucrurile acestea poartă semnătura lui Dumnezeu. Și nu e prima dată când ne întâlnim cu această situație, noi înșine trăim acest lucru. Am să vă spun ceva personal. Când nu am lumină, nu am ceva scris direct, mă consult cu familia, cu oamenii lui Dumnezeu de încredere, ne rugăm împreună și se întâmplă ceva care deodată aruncă o lumină asupra acestui lucru. E o clipă doar. Se întâmplă acest ceva, o iluminare a sufletului. Niciodată Dumnezeu nu va lăsa în întuneric pe acela care vine la El pentru lumină. Vine din suflet. Nu cum i-au spus lui Ieremia, du-te, vrem lumină dacă să plecăm în Egipt sau nu. Ieremia a zis, zice, nu prea aș merge, dar să mă rog, dar dacă au insistat. Ieremia s-a rugat 3 săptămâni și după aceea îi aduce cuvântul. Uite, așa vorbește Domnul, rămâneți pe loc, nu se întâmplă nimic. La care oamenii se ridică revoltați și strigă minți și vor să-l omoare, te-a pus altul să ne spui și știți conflictul de acolo din Ieremia. Adică e clar că nu au întrebat cu liber, ci cu agendă. Au întrebat cu agendă pe Dumnezeu. Mie îmi este cel mai important lucru când vine rugăciune, îmi este să obțin această poziție de echilibru, fără să mă înclin în nicio parte. De la David am învățat lucrul ăsta, inima să-mi fie neînclinată sau neîmpărțită în slujirea ta, să nu mi se pară, uite, asta mi s-ar pare mie mai așa. Sau, sigur că am opinia și părerea mea, am valorile mele, dar le supun lui Dumnezeu. Le supun. Și vin liber în fața Lui și pregătit să strig aleluia, Doamne, pentru da și aleluia, Doamne, pentru nu. Cu aceeași inimă și cu abia atunci se poate spune că suntem liberi în rugăciunea noastră și deschiși pentru răspunsul pe care ne va da Dumnezeu. Dar lupta cea grea este până când reușim să ne eliberăm de noi înșine. Acolo e marea problemă, că e rar să venim noi la Dumnezeu fără să avem agenda deja stabilită și, Doamne, cum fac? Am nevoie de votul Tău pentru treaba asta. Păi, pe Dumnezeu trebuie să-L iubim. Și Tozer spune că suntem chemați la o eternă preocupare cu Cel Preanalt. Și anume, când vin la Dumnezeu și cer un răspuns, răspunsul a venit. Răspunsul a venit. Da, tăcerea este un răspuns. Iisus tăcea. A tăcut. Răspunsul lui la întrebarea lui Caiafa, spre exemplu, a fost tăcerea. Trebuie să învățăm lucrul acesta. Nu există vreodată refuz din partea lui Dumnezeu. Refuzul e legat de noi. Ați observat ce i-a spus lui Daniel. În clipa când ai început să te rogi, a ieșit răspunsul, am fost trimis. În clipa, este vorba de o milisecundă, e o fracțiune. În clipa aceea. Dar tu, ca om, nu ești pregătit să primești răspunsul în clipa aceea. Na. Și atunci trebuie să treacă un timp de maturizare, de pregătire, de înțelegere. Spre exemplu, Nathan nu vorbește cu David un an de zile despre ce s-a întâmplat. Un an de zile? Păi da, frate, este chestii grave cu Bathsheba, cu Urie, cu omorurile, cu armata și e foarte grav. Un an de tăcere, da, un an de tăcere. Când s-a născut copilul lui, atunci vine Nathan la David. Atunci îi vorbește. Nu îi vorbește, uite, am o științare de la primărie pentru tine. Nu, ci aplică acea parabolă foarte înțeleaptă, așa. Și deci Dumnezeu este arhitectul acestui lucru. El creează metoda de vorbire, felul cum se va adresa și te prinde pe tine în cea mai favorabilă poziție posibilă de a vedea adevărul. Dar spune-mi acum, vreau să știu. Nu, ce fac eu, tu nu înțelegeam. Dacă îți spun, îți faci rău singur. Poți să-ți dau cuțitul ăsta, micul, că ăsta îl bagă în gât. Doamne, nu pot. Ai răbdare că ți-l dau, îți dau altă jucărie acum și vorbim când e momentul, când ne facem pare. Tăcerea lui Dumnezeu este un răspuns pentru care trebuie să slăvim pe Dumnezeu. Îți mulțumesc din suflet, Doamne, pentru tăcerea Ta sfântă. Și în tăcerea aceea, mintea noastră ajunge să înțeleagă. Este tot un produs al prezenței lui Dumnezeu, al dialogului cu Dumnezeu. Am să vă spun adică vă reamintesc doar despre cea mai trăznită tranzacție posibilă. Când Ierusalimul este sub asediu babilonian,
bat armele în ziduri, să râme, curge sânge, cetatea moare de foame înăuntru, în cea mai mare nenorocire posibilă, imaginabilă, ghici cu ce se ocupă Eremia. Zice, vreau să fac, să cumpăr o bucată pe pământ. Băi, omule, o să te îngropi? Nu, nu, pământ din ăsta agricol, așa, a scris un act, un document că a cumpărat bucata aceea de pământ și, de fapt, era o solie de la Dumnezeu că în această cetate se vor face din nou acte și din nou oamenii vor face tranzacții de felul acesta între ei, avea sigur sens profetic. Ce vreau să spun cu acest lucru este că nu e nimic, un lucru care crezi că poți să-l faci fără a te consulta cu Dumnezeu și fără a pune pe masa sufletului lui chiar simțămintele tale și să-i spunându-i, sunt supărat, sunt descurajat, sunt speriat, sunt bucuros, sunt entuziasmat de chestia aceasta. Pui chiar lucrul acesta pe masa lui. De asemenea, temerile tale, speranțele tale, toate le îți deschizi sufletul. Este cartea Calea către Hristos, spune, rugăciunea e deschiderea inimii ca în fața unui prieten. Aceasta este adevărata rugăciune. Și făcând lucrul acesta, te va inspira și te va lumina Dumnezeu. Noi nu facem tranzacții economice, ci tranzacții mult mai înalte, spirituale. Deci citeam, ascultam aseară pe drum Berdaev, cum îl cheamă marele teolog ortodox, zice pentru mine ca persoană pâinea este fizică, dar pâinea aproapelui meu flămând pentru mine e ceva spiritual. Am o datorie spirituală să hrănesc pe aproapele meu flămând. Aceeași pâine pentru mine e fizică, pentru celălalt este duhovnicească. Chiar și pentru propria noastră ființă este duhovnicească, pentru că îngrijim templul Duhului Sfânt așa cum ne-a fost încredințat. Deci, indiferent de vreme, de conjunctură, de ținem seama de toate elementele, nu ajunge o informație întâmplător la urechea ta, nu-ți vine o idee așa out of the blue, cum zic americanii, din aer, nu se întâmplă lucrul acesta, ci ele vin pentru că Dumnezeu pregătește pentru tine locul. De asemenea, să nu uităm numele lui Dumnezeu, Domnul care merge înaintea ta. Toate lucrurile acestea depind de această constantă. Einstein umbla după o lege care să, după o formulă care să fie aplicabilă universal și total și permanent. Și acesta e Domnul, aceasta e formula. Și în cazul acesta, având în vedere ceața în care ne mișcăm pe pământul acesta, a valorilor, ceva relativismul în care suntem, dacă ne întâlnim cu unul, spune, nu, asta nu este nimic, este la modă, e ceva, dacă ne întâlnim cu un altul, fugi de diavolul și au diverse valori, dacă discutăm pe orizontală, dar singurul care știe ce înseamnă cu adevărat pentru viața ta, în acest lucru, care poate într-o altă împrejurare s-a dovedit bun pentru aproapele tău, vă recomand broșurica aceasta lui James Allen, din nou am recomandat-o tuturor oamenilor, As a Man Thinketh. Este o broșură mică, o puteți descărca din internet, e gratis. As a Man Thinketh, cum gândește un om. Mi se pare că a fost tradusă și în românește. Și acolo găsim acest sistem de valori. Acolo ne dăm seama de importanța lui, dar nu se poate măsura. Deci n-ai cum, pentru că nu poți niciodată să măsori ceva într-un sistem, cum suntem noi, într-o societate ca aceasta, atâta timp cât faci parte din ea, ești în interior. N-ai cum. Trebuie ceva din exterior, care să un reper, vreau să zic, care să te măsori și să îți iei poziția. De exemplu, marinarii și-au poziția de la steaua polară sau de la soare sau așa. Navigația și altele. Acum se lucrează cu centru magnetic, cu alte lucruri. Dar vreau să spun că reperul întotdeauna va fi în afara sistemului și va încadra sistemul în planul general. Este singura cale spre siguranță. Astfel că reperul tău nu este experiența omului de lângă tine. Aceea constituie o informație.
Reperul tău este valoarea pe care Dumnezeu o pune asupra acestor lucruri. Și tu întrebi așa, Doamne, ce este aceasta în ochii tăi? Ajută-mă să văd cu ochii tăi, ajută-mă să înțeleg. Și atunci, dintr-o parte, dintr-o carte, dintr-o vorbă a cuiva, mă abțin acum să încep niște povești de viață, că am adunat cu sacul. De câte ori am văzut în vieți de oameni lucrând cu putere acest lucru. În orice caz, tranzacția de tip Schindler și oricare alta asemănătoare este o relație pe orizontală, nu are legătură cu mântuirea. Acolo o să discutăm imediat că este o relație pe verticală și este one way, este cu sens unic. Dar în cazul lui Schindler, ce m-a impresionat cel mai mult, am văzut filmul de mai multe ori, am plâns ca blegu, deși mă hotărăsesc să nu plâng, dar iar am plâns. Și asta a fost. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost acea scenă finală în care el a descoperit că avea o broșă sau ceva care, dacă ar fi vândut-o, putea să mai scape one more soul, încă un suflet sau poate altul. Și noi trebuie să fim mânați în relațiile noastre cu semenii noștri de același duh. În ce privește mântuirea, nu este chiar nimic de oferit. A întrebat o doamnă l-a întrebat pe Spurgeon. Domnule Moody, ce să fac ca să fiu mântuită? Și Moody a spus: prea târziu, doamnă. Totul a fost făcut deja. Nu se mai poate face nimic. Și în lumina acestei expresii, mântuirea vine cu sens unic, către noi nu este un contract între om și Dumnezeu. Legământul nu este contract, este promisiunea unilaterală a lui Dumnezeu. Vine pe sens unic către noi și mântuirea nu poate fi decât primită sau respinsă. Nu poate fi câștigată niciodată. Cine va încerca să o câștige, a spus Iisus, o va pierde. M-aș bucura să am de vorbă cu voi o viață și o veșnicie pe seama cuvintelor lui, cât de bogate sunt. Dar în ce privește viața aceasta, ai spus un lucru atât de frumos. Ai luat ilustrația aceasta atât de mișcătoare, m-a emoționat, numai când mă gândesc la omul acesta care a luptat cu prețul vieții împotriva, ca să păzească alte vieți de oameni. Știți că este mormântat la Ierusalim, este așezat între drepți și drepți între popoare și aceasta ca un simbol pentru noi, tot ce putem face, să facem pentru aproapele noastre. Haideți să vă spun o mică poveste. Ieri, o săptămână cealaltă, am fost la aeroport aici și așa vorbăresc cum sunt, până are doamna asta pe la descu minut să îi zic câte ceva. Și am intrat în discuție cu dumnea ei și a devenit foarte prietenoasă cu mine. Pe rog, zic, mă aștept acum că o să-mi dai un loc la fereastră cu panoramic, view, un avion, zic, o să am, mă aștept să faci treaba asta pentru mine acum. Și așa a făcut. Mi-a dat un loc în avion cu două ferestre, deci aveam două ferestre și într-o parte și într-alta și ne-am luat la revedere. Am urcat în avion, m-am așezat pe locul acela nemaipomenit, dar n-a stat decât două secunde pe locul ăla, că a apărut o femeie lângă mine, care avea o mână paralizată și avea un picior pe care îl mișca greu de tot. Și locul era la mijloc. În dreapta era o persoană care ocupa două locuri, în stânga era o persoană care ocupa două locuri, în dreapta eram eu. Și dânsa a trebuit să stea la mijloc între noi, atât de bolnavă. Și eu o întreb până să se așeze. Ție îți place să stai la fereastră? Oh, Doamne, m-am rugat de ei să-mi dea un loc la fereastră, dar au spus că nu au. Și m-am ridicat și după aia m-a ajutat-o să se așeze acolo. Și am zis, Doamne, acum te-am prins, de ce mai pus să intru în dialog cu femeia aceasta și să obțin locul acesta cel mai bun și mai frumos de acolo? Satisfacția de a obține lucruri, de a face bani sau materiale sau asta, are un anume grad de impresie asupra sufletului nostru. Bucuria și satisfacția de a aduce în viața altcuiva binele și frumosul și fericire, satisfacția aceasta e montată de Dumnezeu să ne ducă pe niște înălțimi care nu le-ar încerca niciun om care a câștigat pentru sine ceva. Ia, chiar rămâne un gol în suflet când e vorba de tu a sluji eul tău, pe când în cealaltă opțiune, când tu ești instrumentul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea, că va rămâne o satisfacție
permanentă, deci este o bucurie extraordinară. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Mergem mai departe. Florin spune așa. Întreabă, cum vede Domnul starea mea care se schimbă de la o zi la alta? O zi simt cercetarea Domnului, dar am zile în care simt multă oboseală spirituală și răceală la capitolul acesta. Am terminat o altă carte uneia din familia Kennedy, a fiicei lui Kennedy, și în cartea aceasta ea admiră credința bunicii ei. Și copilă fiind, vine și întreabă pe bunică, bunică, ce să fac eu pe pământul ăsta ca să am și eu credință cum ai tu? Și bunica a mângâiat-o pe creștere și a spus, e foarte ușor și foarte simplu, cere de la Dumnezeu, atâta, nu-ți trebuie altceva. În legătură cu cazul nostru specific, noi suntem oameni nestatornici din fire. Nu este nimeni statornic. Statornic e numai Dumnezeu. Doar în El nu este umbră de schimbare, nu este schimbare nici umbră de mutare, dar noi suntem... David a observat că lucrul ăsta este periculos, că într-o zi e credincios, într-o zi este necredincios lui Dumnezeu. Și în rugăciunea lui, în psalmul acesta atât de mișcător, el cere acest lucru de la Dumnezeu. Pune în mine un duh nou și statornic. Aceasta este o calitate pe care nu o căpătăm prin naștere, ci care se coboară de sus. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus. Așadar, dragul meu, nu rămâne la dispoziția emoțiilor tale sau inclinațiilor sau pe chefului tău sau, cum spun tinerii studenți americani, I don't feel like doing that. Nu mă simt, I don't feel like going to mathematics, la cursuri, diverse cursuri. Nu, în lumea duhovnicească niciodată nu trebuie mers pe drumul ăsta. Niciodată nu trebuie să fim robii sau sclavii emoțiilor, impresiilor, mofturilor noastre. Cartea Proverbelor spune, cine se încrede în inima lui este un nebun. Și trebuie să fim întotdeauna dependenți de acest dar al unui duh statornic pe care îl dă Dumnezeu. E dar de la Dumnezeu. Îți spun și eu cum i-a spus bunica lui Kennedy. Du-te, fată, la Dumnezeu și cere lucrul ăsta și vezi ce se întâmplă. Wesley avea o întrebare. A zis, ce, domne, atât de fascinant în păcatul ăsta de ne ocupăm pe zi și noapte? Păcatul e mare, e strâmb, e drept, e așa. Ce este așa de fascinant? Și soluția este chiar aceasta pe care o dă Ioan. A rămâne în Domnul Hristos. Aceasta e o viață care nu se preocupă de păcat, ci se preocupă de chipul lui. Cuvântul care mi-a condus pașii și îmi conduce sufletul și lucrarea este cel din Corinteni. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Noi nu ne ocupăm cu schimbarea, nu. Noi ne ocupăm cu a privi chipul Domnului. Și în timp ce privim, suntem schimbați, nu ne schimbăm, suntem schimbați în același chip al Lui. Aceasta, de fapt, spune Ioan prin cuvintele lui, cine rămâne în El nu păcătuiește, iar cine păcătuiește, nimeni nu poate să spună că în timp ce a ales să păcătuiască într-un fel sau altul, a făcut aceasta prin consultare cu Dumnezeu, că Dumnezeu a fost prezent, că L-a văzut de față în clipa aceea și... Sigur că aceasta ar friza într-un fel nebunia spirituală, a merge chiar împotriva sufletului tău. Dar medicamentul sau vindecarea sufletului este această prezență a lui Dumnezeu. Ne mișcăm împreună cu El, comunicăm permanent, supunem gândului lui, oriunde mergem pe pământul acesta. Preocuparea cu Dumnezeu, revin la cuvintele lui Tozer, nu este un lucru de ziua șaptea, ci este un lucru de fiecare clipă din cele șapte zile care ne sunt date să le trăim în săptămână. Sunt cea mai primejdioasă situație este legată de aceste intenții nobile, Evelina. Pentru că de îndată ce suntem încredințați că e ceva nobil, mulțumesc, Doamne, ca fata aceea după ce a trecut din pădure, Doamne, ajută-mă să trec pădurea și când a trecut, Doamne, mulțumesc, acum mă descurc. See you next time, ne vedem data viitoare. În momentul în care gândești despre ceva că este bine și binecuvântat și corect și bun, tinzi să nu mai depinzi de Dumnezeu.
Petru e așa de sigur de sfatul care îl dă lui Iisus. El știe că Iisus este Fiul Dumnezeului celui viu și că este Mesia. Dar el e așa de sigur că să te ferească Dumnezeu, Doamne, să faci așa ceva. E așa de sigur că sfatul ăsta este bun și tocmai sfatul ăsta atât de bun era de la diavol. Domnul i-a spus, nici nu știi cine te-a pus să întrebi așa ceva sau să faci așa ceva. Nu-l cunoști pe ăsta care te-a pus să faci lucrul ăsta. Deci, indiferent dacă un lucru ne apare negativ, dar simțim tendința de a-l face, trebuie să strigăm pentru putere de la Dumnezeu, că nu este clar în lumina Lui că e un lucru negativ. Dacă un lucru ni se pare că este pozitiv și venim la Dumnezeu, îl vom supune în aceeași libertate, fi pregătită ca Dumnezeu să spună că planul tău cel mai sigur, intențiile tale cele mai bune și toate acestea, de fapt, erau lipsite de un anume element. Este clar, nu mai nevoie să demonstrăm că noi avem noi ceva date despre lucruri, dar de la ce avem noi până la ce are Dumnezeu date cu privire la... E drum foarte lung. De aceea, întotdeauna vom supune Lui acest lucru, mai ales când avem convingerea că e bine și că trebuie. E mai greu de făcut lucrul acesta decât atunci când suntem în dubiu, este sau nu este. Surorile mele m-au întrebat într-o zi, am 3 surori în Spania, și într-o zi m-au întrebat, tu îți mai aduci aminte cum erai înainte? Zic că mi-aduc, înainte de venirea la credință, dar zic că mi-aduc. Și una dintre ele a zâmbit cu amărăciune, zice, nu îți aduci aminte, noi ne aducem aminte cum erai tu înainte, zice, tu nu îți aduci aminte. Și îmi spunea, deci mă uit la tine acum și nu mai pot să te asociez, nu pot să am impresia că e altă lume. Și este. Pentru că Biblia spune, dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut, inclusiv mânia aceasta despre care vorbim noi. Cum se poate trata lucrul acesta? În primul rând, noi trebuie să înțelegem valorile. Mânia are valoare de crimă. Și dacă te-ar întreba, domnule, ești dispus să dai cu topor în cap un om să te duci pe viață? Ai spune, domnule, ți-ai pierdut mintea, niciodată așa ceva. Păi ce crezi că altceva faci în momentul în care te umpli de furie, vezi roșu în fața ochilor sau negru, cum zic unii sau așa, ai pierdut controlul. Legătura cu Dumnezeu ne va ajuta întotdeauna ca să trăim în spiritul cuvintelor poetului Vasile Militaru. Dar el a legat de omul bun. Omul nu e bun, bun e unul singur. Noi o să legăm de cel bun, de cel bun adevărat. Și el spune așa, mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește. În cei cu minți, în cea străiește. În semidoc străiește luni, 3 ani în proșticei lingloată, iar în mișei viața toată. Este un firesc pe care îl descrie... Dar prezența Domnului în mintea noastră și în emoțiile noastre și în temperamentul nostru, acesta este răspunsul oricărei alte situații. De ce? Pentru că lucrurile capătă alte valori în prezența Lui. Spre exemplu, am văzut de câteva ori în viață moartea foarte de aproape. Close call, spun americanii, a fost la o clipă. Vreau să spun că, deci discutăm de moarte, acum nu discutăm de probabilitatea morții, discutăm de realitatea morții, mai sunt câteva secunde și s-a terminat totul. Vreau să spun că în prezența lui Dumnezeu, moartea mi-a apărut ca o glumă. A fost ceva de care nici măcar nu i-am acordat atenție, nici măcar nu i-am acordat prezență, datorită faptului că trăiam acolo în prezența Domnului. Cu atât mai puțin oricare alte emoții ale sufletului nostru, pofta ochilor care se uită nu știu ce, sau a mâinii care tremură pe computer să apese unde nu trebuie și apasă sau nu apasă, doar mă opresc să mă uit un pic în trecere și a rămas acolo agățat și așa mai departe. Răspunsul este acesta. Dacă Domnul e prezent în sufletul și conștiința noastră, atunci vom da un răspuns cu totul și cu totul diferit de cum am fi dat când zicem, poate fără vorbe, dar cel treanal să ne lase în pace, am de rezolvat o problemă, mi-am pierdut răbdarea cu Dumnezeu că nu face dreptate mai repede, lasă, pun eu să rezolv eu problema aceasta. Prezența lui Dumnezeu este
suficientă, spunea Nicolae Steinhardt, să producă o adâncă umilință în noi.